Polițiștii au o armă nouă în lupta cu vitezomanii. Este vorba despre un nou model de radar cu laser fabricat peste ocean care nu poate fi detectat. Ieri câțiva agenți de la rutier au încercat radarele noi pe autostrada București-Pitești și n-au fost puțini șoferii prinși în offside. Vă rog să-mi comunicați viteza la autoturismul Ford. Sună 5825. E sancțiune contravențională 268 de lei. Nu a fost singurul șofer care a căzut în plasa oamenilor legii, iar unii au rămas fără permis. 225 cu cât l-a prins pe șofer e record pe A1. Da, în acest an este record de viteză pe A1 și n-aș recomanda nimănui să mai folosească acest sistem de deplasare și să meargă în limitele legale. Noul radar a ajuns la Poliția Autostrăzii acum o lună, iar ieri a fost testat pentru prima dată. Cinemometru este cu performanțe deosebite. Acționează pe sistem de unde laser, nu pe sistemul Doppler. Este foarte performant, poate înregistra viteza de la 1200 de metri, permite filmarea și înregistrarea și totodată derularea secvențială a imaginilor. Se poate mări imaginea. În momentul în care am mărit, o pot aduce să-i văd numărul. Jos se vede viteza cu care s-a deplasat și distanța de la care a fost filmat. Printre șoferii trași pe dreapta s-a numărat și Cornel Penescu. Omul de afaceri a scăpat însă ușor, pentru că n-a depășit viteza legală. N-ați mers cu viteză, nu? Nu, nici nu prea mers. Să rămână. În zilele următoare, oamenii legii vor proba noile radare și pe alte drumuri aglomerate.